În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Acolo unde este comoara ta, acolo este și inima ta. Iubiți credincioși, cred că subiectul cel mai greu pentru un teolog care vrea să fie și trăitor este a vorbi despre post într-o lume în care nu se înțelege acest lucru niciodată. Credeți-mă că a vorbi despre post, dacă nu ești într-adevăr un trăitor care să transmiți altfel decât prin cuvânt, nu poți să rezolvi acest subiect. Postul este un mod de viață pe care însă foarte mulți îl confundă cu norma de viață. N-au nicio legătură unul cu altul. Mă întreba acum vreo câteva zile un fiu duhovnicesc ce argumente aș avea ca să înceapă să țină post. Și am spus, da, tu știi ce înseamnă să ții post? Și nu mi-a fost chiar așa o mare surpriză, pentru că îl cunoșteam de mai multă vreme, mi-a răspuns aproape ca la manual. Ce să nu facă, să nu dreagă, să nu mănânce pe aia, să nu mănânce pe ailaltă. L-am lăsat și am spus, bun, asta înseamnă definiție negativă, dar ce înseamnă postul adevărat? Păi mai e și altceva? S-a albit la față săracul. El a crezut că de acum înainte urmează partea pe care nu poate să o facă. Și când i-am spus eu ce înseamnă postul de adminteri, să fie mai răbdător, mai îngăduitor, mai luminos, mai vesel, mai pus pe șotii chiar, mai pregătit să facă lucruri pe care nu le face în fiecare zi, a început încet, încet să se lumineze. Pentru că mi-a mărturisit apoi că dacă e numai așa, postul este foarte simplu. El a crezut că e numai latura negativă. Să știți că partea aceasta negativă, definiția teologică, așa zis clasică, este adevărată, dar într-un singur fel. Dacă ajungi ca un efect al trăirii la ele, n-avem niciun drept să tragem de mânecă pe celălalt să facă așa cum credem noi că este bine. Nu avem niciun drept să obligăm pe cei de lângă noi să facă ceea ce facem noi. Și lucrurile acestea ni le prezintă Evanghelia de astăzi, foarte, foarte pe scurt. Ne spune despre ceea ce vreau să vă vorbesc astăzi. Cum că Dumnezeu ne aude și ne ascultă chiar rugăciunea, atunci când ea este făcută pe dinăuntru, cu ușa închisă și întru ascuns. Și spune Sfântul Evanghelist Matei, și Tatăl vostru cel ceresc, care aude cele din ascuns, va primi rugăciunea. Și iată ce ne spun Sfinții Părinți. Odată la un stareț a venit un fiu duhovnicesc și a spus că este la începutul postului și în primele zile, știindu-se certat cu un frate de-al lui, de chilie, a bătut la ușa lui, a spus el câteva ceasuri bune și nu i-a răspuns, deși era încredințat că fratele auzise bătăile în ușă. Și starețul i-a spus, eu cred că te-ai dus la ușa lui, știind că este post și că așa e bine și frumos să-ți ceri iertare, dar în inima ta tu nu l-ai iertat pe el, că a fost prilej de a te face pe tine să greșești. Atunci când te vei duce la fratele tău, convins că tu ești cel vinovat și că ceea ce faci tu nu este un gest așa de protocol ca să te ierte și el, ci este într-adevăr un efect al trăirii, faptului că îți pare rău pentru ceea ce ai făcut, atunci Dumnezeu îl va înștiința pe acela și va primi iertăciunea ta. Nu după multe zile s-a întors la
chilia fratelui, a bătut și acesta i-a și răspuns, l-a îmbrățișat și s-au iertat amândoi. Iubiți credincioși, puterea cuvântului nu este o poveste, este o realitate. Știu că suntem într-o societate în care de cum ieșim din biserică, ni se pare că toți au ceva cu noi, sau că ne încalcă libertatea, sau că șeful mâine ne spune că avem un program până la ora 6-7 și voi știți că tot la 9 plecați de acolo și vă gândiți, da, dar am văzut eu un tabel cu un program pentru săptămâna viitoare și acolo scrie că la ora 16 începe canonul Sfântului Andrei Criteanul. Fraților, știți ce înseamnă canonul Sfântului Andrei Criteanul? Înseamnă o întâlnire cu noi înșine. Să nu credeți acum că vă invit să nu treceți pe la nicio biserică. M-aș bucura ca la locul dumneavoastră de muncă să aveți conștiința că de la ora 4 începe acest canon. Dumnezeu n-are nevoie de noi în genunchi într-un loc și când ne ridicăm de aici să ne scuturăm să zicem, aia acum să văd ce-i fac eu lui șeful, că m-am pus bine cu speriu. Nu asta vrea Dumnezeu de la noi. Vrea ca în săptămâna în care intrăm să înțelegem că postul înseamnă a fi desăvârșiți chiar în fișa postului pe care o avem. Și atunci veți spune cum o să știe șeful care în primele 2-3 zile ne-a ținut până la ora 9, măcar în a patra zi să ne lase să venim la biserică? Dacă veți fi sinceri în inima voastră, cu siguranță că Dumnezeul va înștiința pe șeful să ne respecte programul. Dar dacă noi întotdeauna când plecăm de acasă ne gândim, da, sigur că nu o să ne lase, pentru că interesul lui e să face și pe aia și pe aia altă. Dar noi să nu ne aducem aminte că de fapt postul chiar asta înseamnă, să facem față unor provocări, atunci cu siguranță că dialogul este unul surd. Fără ca Dumnezeu să înștiințeze pe celălalt de ce avem noi nevoie, nu există un dialog real. Pentru că nici noi nu suntem sinceri în realitatea dată. Trebuie să înțelegem că, așa cum spune Sfântul Evanghelist Luca, Mântuitorul le-a spus oamenilor, iar voi când postiți, ungeți capul vostru și fața voastră o spălați, ca să nu arătați oamenilor că postiți. Ce ar însemna acum ca de mâine să vă duceți la muncă și să fiți într-adevăr foarte conștiincios de altminteri, cum sunteți de obicei, și în momentul în care cineva face o glumă așa, o aluzie, una alta, să luați acea figură acră. Credeți că aceea este figura de post? Nu. Eventual se pot acri câteva ceaiuri, câteva supe, dar nu e de post. Încercați ca de mâine să aveți o anumită lumină care să permită și dușmanilor voștri să vă spună ce îi deranjează. Am făcut, cred că acum vreo 17-18 ani, un experiment cu un grup și cineva chiar inventase un scaun al asumării. Numai că prima persoană care s-a așezat pe el și a auzit câte avem a-i reproșa, a făcut niște ochi mari, s-a ridicat, a trântit ușa și de atunci nu l-am mai văzut decât vreo 2 ori, cu totul întâmplător pe stradă. A doua zi, când am continuat experimentul, s-a întâmplat aproape la fel, numai că cel în cauză a început să justifice multe dintre acele situații și mi-am dat seama că nu e bine, riscam deja să bag zânzanie în comunitatea aceea. Dar n-am să mă las, probabil că n-aveam suficientă experiență. Am încheiat experimentul cu mine însumi, numai că n-au avut curajul să-mi spună mare lucru și au crezut că eu sunt un caz aparte,
ceea ce nu mă bucur niciodată când constată lumea lucrul acesta. Și din acel moment mi-am dat seama că nu sunt pregătit. Ei, cred că acum încep să fiu pregătit. Dacă v-ați duce mâine la locul de muncă și v-ați așeza pe scaunul din biroul dumneavoastră și ați considera că acela este scaunul asumării, veți constata că lumea este total diferită de ceea ce ați crezut. Tot ceea ce vreți sau vedeți la ceilalți și vreți să schimbați, se află în interior. Săptămâna aceasta am avut un curs la anul 3 și ocupându-mă de muzică bisericească, vă dați seama că mai vorbim timp de 2 ore, nu pot să cânt tot timpul și ne preocupă foarte mult în disciplina mea relația dintre cântăreț și preot. Și un student care nu era hirotonit, marea majoritate să știți că sunt hirotoniți, era foarte, foarte tulburat și m-a întrebat așa franc când a văzut că sunt un om deschis, mă și cunoștea de mai multă vreme, a spus: părinte, dar ce părere aveți despre dialogul acesta și relația asta nefirească între un cântăreț de strană și un preot? Cum adică cântărețul este sluga lui? Să-i ducă geanta, să-i facă, să-i dreagă, să aibă grijă de una, de alta? Și preotul să fie numai buvnat pe el și supărat? Și am spus: da, e o singură rezolvare. Poate ți ajută Dumnezeu și într-un an, doi, o să treci de partea cealaltă a baricadei. Atunci vreau să te porți cu cântărețul exact cum ai vrea tu să se poartă un preot cu tine. S-a liniștit omul pe moment, a tras aer în piept și a zis: da, dar dacă voi fi preot? Păi dacă ai atitudinea asta, trebuie să te șlefuiești puțin, să crezi că vei fi preot și atunci vei rezolva problema. Păi da, dar ceilalți, nu contează ceilalți. Contează ce faci tu. Despre acest scaun al asumării vreau să vă aduceți aminte, măcar de mâine încolo. Pentru că nimic nu se rezolvă la alții dacă n-am rezolvat noi. Unde este comoara ta, acolo este și inima ta. Dacă tu consideri că o comoară a ta este o viață frumoasă, viața frumoasă nu este departe de tine. O trăiești numai și numai tu. Realitatea din jur, v-am spus și altădată, a avut Dumnezeu grijă să fie una singură, dar percepții pentru realitatea cea singură să fie pentru fiecare om în parte alta. Așadar, fericirea nu este o realitate, este percepția unei realități pe care o avem noi. Și să vă continui ce l-am rugat pe fratele care m-a întrebat ce argument aș avea ca să țină post. L-am întrebat dacă a avut vreodată siguranța că s-a învins, siguranța că este stăpân pe el, siguranța că ceea ce face el este sub controlul lui și se poate opri oricând sau poate începe oricând. Și mi-a spus că a avut câteva momente. Zic: n-ai vrea să le ai mai des? Adică cum? De exemplu, să-ți propui să-ți învingi trupul chiar prin înfometare de o zi, două, ca să vezi dacă ești în stare sau dacă nu, cumva acum poți să-mi răspunzi: da, asta pot să fac oricând, ca un fumător care e cu țigarea în mână și eu mă pot lăsa oricând. Zic: da, ai încercat odată, ho, 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 de câte ori. Deci poate oricând să încerci. Dar a avea o victorie asupra ta înseamnă a-ți adăposti comoara în inimă. Comoara nu poate să stea pe stradă. Cineva mi s-a văietat că l-au prădat hoții, nu știu cu ce ocazie, și am spus: dar te-ai gândit că primul vinovat ești tu? S-a făcut și de ochi așa la mine. Zic: da, pentru că tu ești prilejul. Dacă nu există păgubit, nu există hoț. Înseamnă că ori n-ai fost prea atent cu ale tale, ori ai fost prea la vedere cu bunurile tale, ori te-ai lăudat în stânga și în dreapta. Tu ești primul vinovat. Pentru că dacă nu vezi lucrurile așa,
degeaba alegi după voți sau vezi, Doamne, să vină alte instituții să ocupe de cazul tău. Nu se va ocupa niciodată. Trebuie să nu fim ispită. Iată, alt argument pentru postul care începe de mâine. Sunt sigur că ori de câte ori am șlefuit noi ideea despre post, despre credință, nu cred că ne-a intrat chiar așa de bine în cap. Am constatat și astăzi câțiva care erau foarte, foarte atenți cu mișcările celuilalt. Nu este corect, asta nu e atitudine de post. Am văzut câteva mâini în spatele câtorva care corijau o traiectorie. Iau-o pe aici sau iau-o pe dincolo. O să spuneți că fără aceste mâini o să existe anarhie. Nu e așa. Nu e așa. Pentru că un slujitor care are conștiința că poate să transmită celuilalt printr-un releu care se numește Dumnezeu, cu siguranță că acel slujitor va fi auzit de Dumnezeu și va transmite gândul cel bun celor care pot să întrebe, mă, dar cam cum să fac sau pot să aștepte să vadă pe cineva care face un lucru pe care nu l-a mai făcut niciodată înaintea lui, să vadă cum se face. Dar important ar fi să avem răbdarea și stăruința să-i transmitem lui Dumnezeu tot ceea ce vrem să afle celălalt. Chiar spun Sfinții Părinți că dacă nu putem să vorbim cu copiii noștri despre Dumnezeu, atunci să vorbim cu Dumnezeu despre copiii noștri. Este valabil și pentru șeful, e valabil și pentru vecinul, este valabil cu oricine. Dacă nu ne putem înțelege cu cineva, să vorbim cu Dumnezeu, dar nu să-L dăm în primire pe celălalt, cum au mai făcut și chiar personalități biblice. Doamne, nu se pare ție că sora mea m-a lăsat singură să slujesc? Nu așa este. Atitudinea de a vorbi cu Dumnezeu despre celălalt înseamnă de a-i spune lui Dumnezeu sincer cam ce crezi tu că ai greșit de n-a ajuns mesajul lui la șeful lui. Și Dumnezeu, dacă te va constata că e sincer, cu siguranță că va trimite nici măcar ție răspunsul, ci îi va da un gând bun șefului să-ți transmită el, printr-o atitudine, poate chiar printr-o avansare. Iubiți credincioși, începe postul și nu vreau să fie un prilej de sperietură maximă. Cum am constatat, mulți se gândeau zilele trecute, păi trebuie să lăsăm sec, să facem, să dregem. Cred că dacă ne apucăm să lăsăm sec așa în modul cel mai vizibil, ne vom asemăna cu un fumător care, știind că de mâine se lasă de fumat, își face o provizie de 10, 15, 20 de pachete și se gândește cum să le termine până la ora dată. Ăla nu o să se lase, o să înceapă de multe ori tot felul de pure și nu o să se lase niciodată. Dar noi suntem în fața unui nou mod de viață. Dacă nu înțelegem că postul înseamnă ceea ce ne scrie în calendare, izgonirea lui Adam din rai. Postul, ca să rămâneți cu o singură propoziție, înseamnă ieșirea noastră din starea de confort. Tot ceea ce este confortabil în noi, acela trebuie să fie părăsit, dar nu în modul cel mai categoric, ci pur și simplu trebuie să înțelegem că dacă avem de ales la o intersecție de drumuri care ar fi atitudinea care ne-ar necesita mai multă răbdare, mai multă îngăduință, mai mulți nervi consumați și alegem varianta cu cea mai anevoioasă cale, înseamnă că am ales postul. Înseamnă că am plecat din starea de confort și am ajuns în starea de post, o stare pe care trebuie să o păstrăm, astfel încât când se va termina postul care începe mâine, când se va termina postul, noi să avem bucuria că am constatat că se poate și așa și să nu mai oprim acest mod de viață.
a, că ne vom mai înfrupta dintr-una sau dintr-alta, este altceva. Dar postul este un mod de viață în primul rând. Și atunci revenim la ale noastre. De mâine ce vom face? Ceea ce facem de astăzi. Să nu așteptăm să vină mâine ca să facem ceva. Și chiar din acest moment să începem să vorbim cu Dumnezeu mai mult, adică rugăciune. Să nu credeți că Dumnezeu acum are numai niște canale foarte clare, numai acatistierul, numai molitorul. Nu, nu, nu. Sinceritatea rugăciunii noastre trebuie să fie una care să ne țină vii. Știți că v-am mai spus și altă dată și unii chiar s-au văietat că parcă îi dau afară din biserică. Nu. Aș vrea să facem biserică și dincolo de ușile ei. Asta aș vrea să fac. Să înțelegem că acasă la noi, atunci când vedem că lucrurile nu sunt tocmai în ordine, să știm că acolo este biserica noastră. Chiar dacă vom zăbovi mai mult, chiar dacă vom întârzia la acatist o zi, două, trei, dar la sfârșitul săptămânii, dacă vom avea casa în ordine, dacă vom avea o legătură superbă cu cei din casă și cu vecinii noștri, să știți că asta înseamnă că acest canon al Sfântului Andrei Criteanul ne-a șlefuit și merge mai departe. Puneți accentul pe a avea o stare de post, a avea o lumină de post și puneți accent mai mult pe a face. Pentru că, în general, noi facem caz de a nu face. Aoleu, mucaie de post. Când ești, de exemplu, pe șosea, toată lumea se gândește la drepturi. E verde pentru mine, e cu tare, facem... Dar nimeni nu se gândește că poate e cineva care se grăbește mai mult decât noi. O să spuneți, da, sigur, dar și eu nu mă grăbesc, și eu n-am dreptul să mă grăbesc. Dar gândiți-vă că există oameni care chiar au nevoie de un timp mai scurt de a ajunge la destinație. Și atunci noi ce facem? Trebuie să ne întoarcem în partea elaltă și la îndatoriri. Pentru că nu putem să clamăm întotdeauna că noi avem dreptul, ci pur și simplu gândiți-vă cât de folositori am fi unuia căruia i-am acordat 2 secunde într-o intersecție cu un drum fără prioritate. Vă imaginați că omul acela deja nu se mai simte singur pe lume, când îi face semn să treacă, văzându-l că este în fugă mare? Vă imaginați că în el s-a schimbat ceva și sunt sigur că în maximum săptămână va face și el cel puțin de 5 ori acest gest pentru alții și peste câtva timp veți fi beneficiarul unui circuit. Asta înseamnă să trăiești frumos și asta înseamnă că începe postul. Ne rugăm lui Dumnezeu ca încet, încet să părăsim definițiile, să părăsim liniile acestea de troleibus sau de tramvai pe care știm noi că se circulă în general și să avem curajul ca tot ceea ce credeam noi că înseamnă post să însemne de acum trăire, să însemne a face, nu a nu face. Pentru că sunt și lucruri interzise, dar sunt și lucruri pe care trebuie să le facem. Și făcându-le, cu siguranță că vom începe într-adevăr postul. Pentru că acolo unde este comoara noastră, acolo va fi și inima noastră. Așa să ne ajute Dumnezeu.